pentru diminuarea numărului de animale fără stăpân ajunse în stradă, dar și pentru a reduce rata de abandon a acestora, cea mai sigură măsură este cea a sterilizării. În acest sens, în ultima perioadă, primăriile colaborează intens cu organizații de protecție a animalelor și împreună desfășoară campanii gratuite. Înainte de a steriliza animalul, acesta trebuie să fie nemâncat cel puțin 12 ore înainte de momentul intervenției, iar personal consider că tratamentul post-operator este mult mai important. Medicii spun că animalele proaspăt sterilizate au nevoie de atenție sporită și de tratament adecvat, care este oferit gratuit în cadrul campaniilor care se desfășoară în mod organizat. Animalul trebuie ținut la căldură neapărat, cel puțin 12 ore după operație, până începe să se refacă, iar pentru a ajuta vindecarea și pentru a grăbi vindecarea, trebuie să ia tratament postoperator, tratament constând în pastile de antibiotic și toaletă locală a plăcii de castrare. Pentru cât timp? Cel puțin 3-4, dacă nu 5 zile, depinde foarte mult și de statutul fiecărui animal în parte, pentru că nicio operație nu seamănă cu cealaltă. Trebuie ajustat tratamentul în funcție de operația efectuată. Pe lângă campaniile organizate unde sterilizarea este gratuită, deținătorii de animale pot apela și la ajutorul oricărui medic veterinar. În această situație, costurile diferă de la caz la caz, însă nimic nu este prea mult atunci când vorbim despre viața prietenilor noștri necuvântători, care ne oferă iubire necondiționată și sprijin absolut.